Fata o oaie? Da, hai da, să mergem să o filmăm. Unde? Hai să vedem. Lângă măgar. A, lângă măgar? Da. Haideți oameni buni să vedem cum fata oaia. Eu nu vreau să o sperii. Stau eu mai la distanță? Mergeți ușor, la distanță mergeți ușor, ca să o filmați cum stă ea așa, că mândră, jos. Da. Mai aproape, mai aproape, mai aici. Mai aproape, da. Uitați un pui de măgăruș lângă ea. Da, l-am văzut și puiul ăla de măgăruș. Uitați oameni buni, oaie care se pregătește să facă și ne arată domnul. Uitați oameni buni cum fată oaia asta. Fată o oaie la domnul Marin aici. În direct, ceva inedit. Eu o să stau un pic mai departe să nu o sperii. Pot să vin și eu? Ok. Ușor, ușor. O țurcană, tocmai fată. În direct. Deci un pui de măgăruș acolo. Arată cum... Uite ce plânge e mândul aia. Da. Că o ajut, trebuie să o ajut. Mă așteaptă să o ajut. Da, da, trebuie ajutată, nu? Așteaptă să o ajut, uite, mă cheamă. Mă cheamă ca să o ajut, uitați. Aha, da, 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 da. Foarte interesant. Da. Mă lasă de stăpâni și îmi cere ajutor. Aha. Cred că se sperie de mine. Eu pe mine nu mă cunoaște. Stă cu minte? Vin și eu? Ia, oricum, se descurcă singură. Da. Cele mari se descurcă singure, să fete. Dar ca să prezentăm acum și să vă arăt, uite, se pune ușor jos, așa. Aha. Se pune așa jos, se pune piciorul aici sub ea. Se sumete mâinicile. Da. Și pe urmă, uitați, el a scos picioarele. A lăs picioarele? Da, astea sunt picioarele. Asta a avut aia, punga aia de apă care a spart-o. Uh-huh. Așa. Are o apă care este un lichid, lichidul lui care, în care stă el. Da, da. S-a spart, ala, s-a dus. Și se trage ușor, se ține cu o mână de trup. Da. Și se trage ușor cât un picior. Aha. Uh-huh. Eu n-am mai văzut așa ceva până acum. A ieșit un picior, îl trag ușor și pe celălalt, mielul este foarte mare. E mare, da? Da, e mare mielul. Uitați boticul acela. Ăla-i boticul? Acum, ia uite botul, da. Aici trag așa, uitați. Uitați ce pare. Aici trebuie imediat șters pe bot ca să nu să sufoce. Aha. Pielea asta, dacă stă pe bot, îl sufocă și îl omor. Placenta asta. Aha. Uitați cum l-am scos. Ia uitați. Se ia mielul, uite așa. Placenta după el așa, se trage, uite așa. Lichidul ăsta după el cu mâna. Nu este scârbos, că oaia este foarte curată. Da. Îi sufle, că el are lichid pe nas. E ca și gura și îi sufle pe nas și face așa. Ca să poată să respire. El s-a scuturat, că l-am, i-a suflat pe nas, s-a scuturat. Și acum dau la mama lui la nas aici, ca să-l linge. Îl linge de... Ia uite, ce interesant. E prima dată când văd. Urmă oaia să umblă la ujerul ei aici. Dați-mi coasă. Da. Umblă la ujerul ei ca să... Uitați ujerul aici. Se-i trag din... Trebuie să-i trag din țâțel. Că face niște mucuri în vârfuri. Aha. Și trebuie scoase mucurile alea ca să... Să poată să sugă miel. A intrat de două, trei ori, gata. Destupate, cum ar veni. Acum am lăsat-o aici. Oaia îl iubește, are grijă de el, linge. Peste o jumătate de oră îl vezi în picioare, în mama lui. Dar poate nici durează jumătate de oră. Ce chestie! Prima dată când văd așa ceva. Eu n-am experiență, da, dar sunt încântat. Bine că a supraviețuit. Sper că v-a plăcut, oameni buni, cum ne-a arătat domnul Marin, cum a ajutat oaia aceea să fete, un miel frumos, mare. Revenim aici la târlă. Sper că așa... Da, încă linge pe miel. De-abia l-a fătat și măgărușul ăla stă în spate cu minte acolo. Uite, ne apropiem de oaia cu mieluț pe care l-a fătat acum jumătate de oră. S-a ridicat mieluțul, fiți atenți. Da, oaia ajutată de domnul Marin, ca să fete. Ați văzut în live imaginile cum a scos mielul din oaie și acum s-a ridicat, uitați-l. Cam atâta durează, nu? Jumătate de oră și se ridică mielul.
Da. Frumos, frumos, ce să zic. Ia uite ce frumos este. Ăsta este cățel din câinile cel mare care l-a omorât ăștia. Uh-huh. E la fel cum era taxul. Uitați aici, două rânduri, ăștia e pinten, așa îi spune. Pinten, da, da, da. Uite, are două rânduri de pinten. Dublu pinten. Gheauș, la fel era taxul, era un câine foarte puternic taxul, mare, puternic. N-avea ce-i face, 15 câini n-avea ce-i face, dar l-a prins în nădic cu cățeaua și acolo l-a terminat. Am înțeles. N-am știut că e cățeaua în cățeleală și l-a omorât. În cazul ăla, uite, l-am pe fiul lui aici, îl vedem peste un an sau... Uite, asta e mama lor, da, o cățea foarte bună a fost. Da, da. Ea a instruit și cu fratele ei toți câinii și ea a instruit. Foarte bun. Asta este pereche. E cățea. Asta e cățea, e femeală. Pe ăștia îi țiu eu. Pe ăștia îi țiu eu și pe ceilalți îi trimit la prietenul meu, Vasile, Ludușoala, Luduș, la Sibiu. Aduce băie doar. Mai avem doi pancei astea. Astea sunt o femele. Îi trimit la Sibiu pe ăștia. Trei femele, trimit la un prieten la Sibiu. Asta tot la fel, uitați. Două rânduri de pinten, nu prea... Cățele cu pinten nu prea vezi. Să știți de la mine, cățea cu pinten nu prea vezi. Uh-huh. Nu prea vezi cățele cu pinten, mai rar. Mai rar cățele cu pinten, da? Da, da, pinii, da, da. Da, cățele mai rar cu pinten. Mai rar cu pinten, da. Și uitați aici, iarăși... Ia uite. Da, dă-mi eu pe aia, dă-mi eu pe asta. Nu pe asta, pe aia dă-mi. Uitați aici, trei femele. Și acum să-i transmit lui Vasile. Vasile! Nu dușa, vânsa! Uite ce ați trimit aici! Poze. La tine la Sibiu. Au pe 27, azi încă suntem. În 30. 30. Pe 27 a avut o lună. Uitați cățele aici. Numai, astea sunt cățele toate. Nu-i câini. Câini doar la singurii. Uh-huh. Asta toate trei le trimit. Nu mai țiu florii, că am destui florii și nu prea îmi place florii, așa. Așa, pune aici, vă toți. Asta e câinele meu. Uite, Vasile, ce-ți trimit. Aici, uite, aici. Stai și câinele. Uite, Vasile. Nu, uite cât de grei. Bucovina. Da. Mai pe Bucovina. Sunt curcis cu... Da, dar zic arată, ca aspect mai pe Bucovina. Curcis cu corb. Curcis cu corb. Mama lor e dintr-un câine corb. Și... Și mama lor și taxul a fost dintr-un câine corb. Da, ieșit ea. Eu îi țiu pe ăștia două, ăștia e perechea care țin. Tu că zic cățea și câine. Toate cățea. Cu cale nenicul cu mine. Păi ăsta e al lui tatai, dar și ăsta e al lui Denisa. Stai și faci. Da, Vasile, mi-ai spus, Vasile, să-ți arăt și pe mama lor. Uite, asta e mama lor. A îmbătrânit, e bătrână, a scăzut. Dar asta... Și de două zile, dacă e fătată și a venit ursul și câinii pe urs, joasă căței și pleacă acolo. Se duce după urs. Da, alealte nu, am și cățele mai mari, alea. Alea poate să vii ursul și Willy dacă are căței. Dar asta nu. Asta când a plecat și e sigur că l-a sesat pe urs. Îl țese. Da. Când ajunge la urs, îl țese. Îl țese, pune gura pe el cu toate. Acum am bătrânit, nu mai arată, a scăzut săracă. A scăzut, numai aici a fost. Era mai voinică și a scăzut. Da, am din ea. Am câini din ea de nădejde care nu mi-e teamă. Indiferent unde m-aș duce, indiferent ce munte ar fi rău. Gata. Să mă duc în munte, spune, bă, tu nu rezisti acolo. Eu le garantez că rezist, cu câinii care am eu. Așa care am eu. Da, da, da. Fiecare știe ce-i face câinii lui, știe ce poate. Atât că sunt și cum îi vedeți, sunt de bază. Sunt buni, la sălbăticiuni. Am încredere în ei. Eu noaptea nici nu mă scol și am o săraie acum de acum a început. Altă dăzi nu venea, Acum a început de acum să vie. Da, Hai să ne mai uităm așa și la... Da, aici, asta e o cățelă, Andra a avut un an. E dintr-un câine mic. E din fisa lui asta. Aha. Da, am și pe fisa lui asta. Are 3 ani cățeaua, frate cu negrea. Tot o cățeaua bună. L-așteapă pe urs în Vâlcea noapte. E frate cu negrusul ăla de acolo. Aha. Da, a, deci mai e unul acolo. Da, mai e unul acolo. Un corbuț așa. A avut un an, dar e dintr-un câine cam mic. Dar e niște câini. Da, aici, în valea asta, e pădure? E pădure și apoi vine satul jos, e cale ferată. Aha, a, deci în partea e sat. La 300 de metri e cale ferată, așa nu e. M-am înțeles. Partea asta aici. Apoi vine gârla, asta, vârbilou. Și în partea aia e pădurea, încolo, așa, aici, e pădurea aici, mare, de unde vine urs? Da, unde am eu hățașul de mele cu uilul către izlazul care l-am. Da. Da.
aia e o cuța mică. O cuța mică de toalie. Aia? Asta? Aia are tot. Mie nu-mi place cuvă mică așa, dar are, nu știu, are 2 ani. Are 2 ani. În pară face 2 ani. Dar foarte rea. Rea. Rea de unul, rea de orice. Nu scap nemușcat dacă e dezlegat. Da. Asta e un căpău de vânătoare. Curcitură din tocăsea ciubănească. Curcitură din copoi de la de vânătoare? Din un căpoi de vânătoare. Ăsta? Da, dintr-un câine lung de vânătoare. Și măsa lui era ciubănească, o mustăcioasă mare. Dar știți ce face cățelul ăsta? Eu nu-l las ține că mi-e ură de el să mănânc mic așa. Dar știți cât de vrenic? Da. Doamne, ferește. Asta, ăștia mari, l-o scoate pe urmă, l-o scoate din râgi, din hreasc. Dar el l-o scoate singur pe urs. Eu? Din hreasc. Da, el singur l-o scoate. Îmi scoate pe urs, cât albezi de mic așa. La mașină, îți prinde mașina de bară când pleacă mașina. Ce chestie. Nu-l las ține că nu-mi place când îl văd așa, dar e vrenic tare. Da. Foarte bun.